cel mai mare, cel mai tare pe Granny Yehudini. Yehudini, hai, salut și bine m-am găsit la un nou episod cu Granny Multiplayer în Roblox. Fratele Houdini, Odoiara și Forțini aici pe Granny. Să nu uitați, ia uitați-vă acolo sus în stânga, aveți Instagramul meu nou, este houdini.insta. Să mergeți acolo să rupeți butonul de follow. Dacă nu mă găsiți așa, să mergeți pe primul link din descriere, pentru că aveți acolo linkul direct către Instagram. Să rupeți acolo butonul de follow și să nu uitați să dați un like și un subscribe. Și hai să începem episodul acesta minunat. Apăsăm și noi pe play. Sper că nu suntem, da, eu filmez în aceeași seară cu celelalte episoade și speram să nu fiu în același match cu aceiași oameni. Haide să vedem. Sper să nu fiu Granny în acest episod. Sper să nu fiu Granny. Suntem doar 3 oameni, 2, am înțeles. Păi când ești doi oameni, frate, e cam greu să nu fii Granny, nu? Zic și eu. Mai ales dacă cealaltă persoană nu vrea să fie Granny. Hai mă, mai intră lume? A intrat și Adrian, ia uite acolo, 5-6-15. Deci suntem 3 oameni acolo, măcar nu sunt Granny. Deci măcar nu sunt Granny. Oi. Deci suntem pe harta camp. Și hai să vedem dacă reușim să scăpăm de pe harta asta. N-am reușit niciodată. Deci ar fi o premieră să ieșim pe acest episod, ca să zic așa. Avem aici arbaleta. Nu mai știu unde erau astea, dar pot să bănuiesc. S-ar putea să fie aici undeva, dar nu sunt foarte sigur. Sau aici erau gloanțele de la shotgun, nu mai știu. Hai să vedem. Îți curez dacă or fi aici așa, chiar după zidul ăsta. S-ar putea să fie, s-ar putea. Acolo este o cheiță. Bun. Da, uite-mă aici erau, mă. Deci avem aici 6 săgeți din astea, seringi sau cum vreți voi să le ziceți. Eu le zic săgeți pentru că aceasta este o arbaletă, nu de alta. Bun. Acum ce ne mai trebuie nouă? Nu să dropăm asta, frate. Să avem și o țintă bună, cât de cât așa, să o pălim pe bunicuță. De obicei eu cam ratez cu arbaleta asta, dar vreau să mă duc să mă bat cu ea. Ia uite-o că vin aici. Deci vin aici, hârculițo, că acum mă bat cu tine. Nebuno. Țac. Mergem puțin, îi facem așa tic bag, fugim. Fugim. Hârculițo, mai avem încă 5 săgeți. Ne mai batem acum puțin joc de ea, până ăștia mai găsesc restul de chestii. Tac, n-am prins-o. Nici acum. Boi, frate. Ai, și de la spate nu-și ia? Cine va face? Cine va face, hârculițo? O amețit acum oare? Bă, sincer, nu știu dacă o amețit. Ai, că e în spatele meu. Deci, îi în spatele meu, nebuna. Am ratat-o cu toate. Boi, frate, deci am prins o singură săgeată și cu celelalte am ratat-o. Nu știu cum, nu pot să-mi explic. Pentru că părea că aș fi tras în ea, nu? Zic și eu. Da, deci putem să lăsăm asta deoparte. Și hai să căutăm restul de chestii uni ca să reușim să scăpăm de pe harta asta. N-am reușit niciodată să scap. Am văzut odată într-un match pe care l-am și filmat pentru YouTube. Am văzut cum a scăpat cineva, dar eu nu am reușit să scap. Uitați aici o cheiță. Hai să luăm cheița asta repede. Să nu vină și hârculița. Bă, sper să, așa, sper să nu cadă asta cu hârculița cu tot. Bun, ăsta acum o să se ducă acolo să vadă dacă mai sunt săgețile, dar nu mai sunt de mult, frate. Oho, vine hârculița. Bun, deci acum trebuie să am și mare grijă. Pentru că aici poate să mă lovească, pentru că și eu am lovit pe cineva într-un episod trecut și poate să mă lovească dacă nu sunt foarte aproape, dacă sunt, pardon, foarte aproape de ea. Deci trebuie să stai puțin la distanță. Sper să nu vină după mine, nu uite că e tot după asta. Bun, deci eu pot să-mi văd liniștit de treabă.
Mai avem nevoie de încă o cheiță, de cheița verde. Deci dacă facem rost și de cheița verde, mai ne trebuie apoi încă o cheie cu care, bine, o cheie din asta așa gen, cum este cheia de la mașina de pe Granny oficial, ca să putem să deschidem piulițele alea gigante. Aici avem o bucată din shotgun și să vedem dacă o deschis cineva ceva pe aici. Încă o bucată din shotgun, deci sunt două bucăți de shotgun. Dacă o să o văd și pe a treia, o să mă duc să o duc și fac shotgun-ul. Aici este șurubelnița. Oh, dar asta nu știu la ce-mi trebuie. Aici am nevoie de ciocan cel mai probabil. Acolo este și o rangă. Da, deci oricum avem mai multe șanse să scăpăm pe partea asta la altă, sincer. Doar că nu știu dacă o să găsesc toate chestiile. A, uite, aici este pentru cartela, pentru ușa. Mai era o ușă undeva, nu știu unde exact. A, uite, dincolo. Hai să pun cartela asta dincolo, acolo la ușă, pentru că dacă avem chestiile să deschidem ușa aia, măcar să avem și cartela acolo. De rang avem nevoie ca să dăm jos cușca asta, ca să zic, de pe dispozitivul unde trebuie pusă cartela. Deci cușca asta așa trebuie dată jos cu ranga. Și ne trebuie neapărat și cheia aceea pentru piulițe. Nu știu dacă au mai găsit ăștia ceva. Uite că măcar au găsit ciocanul. Bun, hai frate să deschizi cu ciocanul acolo încă bănuță. Și alălalt nu știu dacă au găsit ceva. Acolo jos era safe key-ul, dar presupun că nu putem să ajungem la el. Și aici, da, și aici avem nevoie de cheie. Dar totuși să vedem, poate sunt ambele acolo înăuntru în căbănuță. Uite, ăsta vrea să deschidă prima dată aici la ușă și după aceea să meargă la căbănuță. Hai frate, du-te la căbănuță. Bun. Mergem să-l asistăm. Hai că avem șanse mari, sincer, să câștigăm în episodul ăsta. Pentru că văd că ăștia joacă destul de bine. Așa. Acolo. A, uite, aici este pus ăsta. Și aici. De ce naiba avem nevoie? Nu știu dacă avem nevoie de ceva. A, o dat numai una jos. Bun, o luat ranga. Și hai să vedem. A, o lăsat ăsta ca să nu poată să intre Granny, mă. Ai, 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 bun. Uite, așa mai afli câte ceva. O să stăm acum aici și o să râdem de hârculiță. Ce faci, hârculiță? Deci hârculița nu poate să intre. Ai, 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 n-are ce să facă nebuna. Ba da, mă, poate, mă. Bă, păi nu-i corect, frate. Deci nu-i corect, nu-i corect cu bugul ăsta. Deci eu a intrat prin, frate. La asta nu mă așteptam, am crezut că merge. Adică prima dată a mers, n-a putut să intre. Și a doua oară n-a mai mers, frate. Ai, 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 ne-a făcut la faza asta hârculița. Și n-are nici cine să ne salveze. Acum nu cred că o să vină nimeni aici să ne salveze. De ce, frate, de ce? De ce, de ce, de ce? Nu-i problem oricum. O să mai dăm încă un match. De fapt, ba, nu, o să ne uităm la meciul ăsta până la final, să vedem ce fac oamenii ăștia. O să dăm așa play, pentru că a fost foarte tare meciul. Hai, mă, lasă-mă să dau play. Așa, bun, suntem chiar pe hârculiță și hai să vedem ce face hârculița asta netrebnică, pentru că nu ne-o lăsat și pe noi să câștigăm, frate. Dacă știam, mă tiram, nu știu, încercam să fac o schemă să fug, dar na, am zis că dacă este bucata aia de lemn acolo sus, n-are cum să intre, dar ghiși ce? Grasa asta nemernică o intrat prin ea, frate. Aici este cheia de la mașina. Deci uite, poți să deschizi și mașina. Asta nu știam, deci uite, am mai aflat o chestie aici. Deci merge să deschizi și mașinuța. Și când nu pot să văd câte persoane. Cum ne-ai balobut tu pe ăsta așa de la distanță? Au, o călcat în asta verde. Ai, 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 ce țiapă și-o luat ăsta. O călcat pe aia verde din greșeală. Mai este și tipa asta care părea cheala așa dintr-o parte. Cum s-o băgat acolo. Da, deci mai este doar tipa asta. Are un pic de chelie tipa asta. Ceea ce e cam nasol pentru ea. Ia uitați-vă cum îi dispare părul.
Ai, 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 bă, ce nu-mi place, ce nu-mi place bugul ăsta vizual. Mamă, deci rămâne cheală, frate. Ai, 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 deci... Oh, ai, ai, oh my god. Pare Granny o fi făcut chestia asta. Granny o fi făcut, ia uitați-vă acolo, cărarea aia, așa, i-o fi dat oare cu o sapă în cap sau cu ceva de genul ăsta. Mamă, sau cu sabia, care o sabie, Granny? Ai, 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 nu știți care o sabie? Dacă, bine, dacă vă cumpărați skin-ul cu Robux, mi se pare, puteți să vă luați o sabie pe Granny. Mamă, frate. Să vedem ce face nebunatica asta. Granny este pe jos pe aici, presupun că nu știe exact pe unde îi. E dubios cum se aude sunetul în jocul ăsta, se aude așa, nu știu, deci se aude de peste tot. Nu poți să-ți dai seama cu siguranță că e într-o parte. Deci se aude tot timpul că merge cineva și nu prea poți să-ți dai seama cam pe unde ar fi. Uite, dacă ascultați și acum, bine, voi nu știu dacă auziți pe videoclip, dar se aude așa puțin, puțin că pășește și nu poți să-ți dai seama exact pe unde ar fi persoana asta. Aici nu trebuia să fie o crăpătură deasupra. A, trebuie să fie aici deasupra lui Granny. Mă uitam puțin prea în dreapta. Hai să vedem ce face asta. O, asta stă ascuns aici. Mamă, deci asta o să stea ascuns aici. Oi, 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 oi. Hai să dăm pe Granny să vedem. Mai are încă 2 minute, dar degeaba așteaptă ca să scape, pentru că dacă aștepți, practic nu scapi, mori. Deci dacă aștepți, Granny câștigă. Era interesant, sincer, să lase supraviețuitorii să câștige dacă nu-i prinde Granny. Dar din păcate nu e așa, e invers. A, uite, mă, că o scăpat, mă. Asta, bă, nu mai este încă o persoană. O, mai intrat încă o persoană. Hai să ne uităm pe persoana asta altă, pentru că cealaltă campează acolo în pat. Să vedem. O, păi degeaba ia arbaleta. Deci degeaba ia arbaleta, frate. A, și persoana asta nu știa că dacă intră în chestia asta verde moare, pe bune. Da, deci era o persoană începătoare. Ce mai a rămas persoana asta? O să încheiem episodul aici pentru că văd că persoana asta campează. Deci cam ăsta a fost episodul. A post. Ce post, frate, că mai este până la post. Deci cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să mergeți și pe primul link din descriere către Instagramul meu. Să rupeți acolo butonul de follow. Aveți Instagramul și sus în stânga. Să nu uitați să mergeți și pe al doilea link din descriere către StreamCraft-ul meu, că acolo mai fac live-uri. Vă pupă, fratele, și ne auzim pe următoarele videoclipuri. Pa, pa!